vorbiți între voi, dar nu oricum. Incursiuni în gramatica limbii române, alături de doamna Alexandra Nechifor, profesor de limba și literatura română. Bună ziua, dragi ascultători! Cred că deja intuiți tema emisiunii de azi, având în vedere subiectul emisiunilor din ultima lună. Da, după cum bănuiți deja, continuăm să vorbim despre substantive cu mai multe forme de plural, dar care acoperă realități diferite. Cuvintele abordate azi sunt cămin și timbru, ambele cuvinte având câte două forme de plural. Substantivul cămin apare în vorbirea curentă cu formele căminuri și cămine, fiind vorba de lucruri diferite, după cum urmează să clarificăm. Forma de plural căminuri se folosește atunci când cuvântul se referă la o sobă joasă, zidită la peretele camerei, cu vatra larg deschisă, respectiv cuptor, vatră sau chiar coșul pe unde iese fumul. În continuare voi cita câteva fragmente din literatură. Fumul alb iese alene din cămin, spunea Coșbuc. Maria intra deodată în salonul încălzit și luminat numai de razele roșii ale jăratecului din cămin, scria Eminescu. Focul bubuie și trosnește în cămin. Forma de plural cămine se folosește atunci când cuvântul se referă la o casă părintească sau chiar familie, respectiv denumire dată unor instituții cu caracter social-cultural. Există așadar cămin de copii, cămin studențesc, cămin cultural, cămin școală, acesta fiind un cămin pentru copii orfani în care se află și școala, cămin spital sau cămin de bătrâni în care se acordă asistență medicală. De asemenea, cuvântul cu această formă de plural se referă și la o încăpere mică, subterană, zidită și acoperită cu un capac de fontă pe traseul unei conducte de alimentare cu apă a unui canal, construită pentru a permite accesul la conductă sau la canal. Voi cita în continuare din literatură: omul, atâta vreme înstrăinat, simți în el putere și o dorință nepiruită de a se întoarce la cămin, scria Sadovianu. Plecase, lăsând în părăsire căminul său și țara. Cuvântul timbru are la fel două forme de plural, timbre și timbruri. Forma timbre se folosește atunci când substantivul se referă la un imprimat de dimensiuni mici, emis de stat sau de o instituție special autorizată, care se lipește pe actele oficiale sau pe scrisori și care reprezintă un impozit sau o taxă. Termenul se poate referi și la o taxă reprezentând valoarea unui timbru și care este plătită direct unei administrații publice. Timbru sec e o imagine imprimată în relief pe hârtie cu ajutorul unui dispozitiv special de metal. Timbru comemorativ e un timbru tipărit ocazional și folosit în locul timbrelor obișnuite pentru comemorarea unui eveniment. Timbru fiscal e un timbru folosit pentru încasarea unor taxe fiscale. Negruții nota, el îmi aducea pașaportul și două scrisori cu timbrul Chișinăului. Forma timbruri acoperă sensul de însușire a sunetului muzical, datorită căreia se deosebesc între ele sunetele cu aceeași înălțime și intensitate provenite de la surse diferite, respectiv calitate specifică a unui sunet, care permite ca el să fie distins de un alt sunet. Așadar, să concluzionăm această clarificare doar a unor posibile neclarități. Căminurile sunt sobele, șemineele, iar căminele sunt case, familii, anumite clădiri. Timbrele se pun la scrisori, iar timbrurile au de-a face cu înălțimea sunetelor. Ar trebui să fie foarte simplă treaba de acum înainte, dacă nu era deja. Acestea fiind spuse, vă doresc numai bine, să fiți frumoși la vorbă și nu uitați să vorbiți între voi, dar nu oricum.
vorbiți între voi, dar nu oricum. Incursiuni în gramatica limbii române, alături de doamna Alexandra Nechifor, profesor de limba și literatura română.